Vorbeam puțin mai devreme despre conținutul acestei educații sexuale. Sunt câteva exemple de manuale, vedem ce se întâmplă în străinătate. Există chiar un ghid al Organizației Mondiale a Sănătății tradus în limba română despre câteva linii pe care această organizație le tratează. Și am fost surprins să vedem că încă de la vârste foarte mici, adică preșcolari, există indicații clare ce să cuprindă această educație sexuală. Dacă sunteți de acord și puteți să ne dați doar câteva idei, sunt năstrușnice și spune noi că ne provoacă chiar greață aceste indicații, dar dacă sunteți confortabil și puteți să ne dați doar câteva din acestea, ar trebui să știm și câte lucruri despre conținutul acestui propus deja. Trei lucruri vreau să punctez ca răspuns la întrebarea dumneavoastră. Mai întâi, sunt patru mari școli psihologice care studiază stadiile dezvoltării copiilor. Este școala dezvoltării psihosociale a lui Erik Erikson, care este de sorginte scandinavă și se duce spre Statele Unite, dar este această școală a dezvoltării psihosociale. Este școala de la Chicago, școala dezvoltării aptitudinilor, a abilităților. Este școala franceză, a elvețianului de limbă franceză, Jean Piaget, care este școala dezvoltării psihocognitive, a dezvoltării intelectuale a copiilor. Și este școala freudiană, a dezvoltării psihosexuale. Acum, toate celelalte trei școli pe care le-am menționat sunt preocupate de dezvoltarea copilului din punct de vedere psihosocial, psihoemoțional, a abilităților, a dezvoltării cognitive. Și toate aceste școli ne spun clar că este perioada în care trebuie să ne focalizăm pe dezvoltarea copilului în aceste dimensiuni. Freud, pentru că avea preocupările lui în domeniul sexualității, și-a lansat teoria conform căreia majoritatea tulburărilor psihice apar din frustrări sexuale. Datorită unor frustrări sexuale au avut loc niște inhibiții, refulări care s-au prelucrat la nivelul subconștientului și izbucnesc în afară sub formă de nevroze. Este o școală care a supralicitat rolul sexualității în viața individului. Adică a făcut omul robul sexului. Acum, inclusiv Freud ne explică următorul lucru, că din perioada falică, între 3 și 5 ani, copilul intră în starea de latență, când nu mai are niciun fel de preocupare pentru organele genitale, ci are preocuparea de a stabili identitatea de băiat sau fată. De aceea, băieții se joacă cu băieții, fetele se joacă cu fetele și până la pubertate nu mai revin aceste preocupări sexuale. Ce ne spun școlile acestea, inclusiv părintele, tătucul lor, Sigmund Freud, ce ne spun toți aceștia este că a sexualiza copiii în perioada aceea este a lucra împotriva stadiilor firești de dezvoltare a lor. Deci, din punct de vedere psihologic, este o mega aberație. Doar am vrut să punctez acest lucru că nu au bază psihologică. Ne putem uita în toate scrierile marilor școli de psihologie. În al doilea rând, când vorbim despre conținutul acestor lecții de educație sexuală, neomarxiștii n-au prezentat public nici manualul alternativ, nici specialiștii, ci spun că toate acestea vor apărea după ce se votează legea. Adică, mai întâi ne leagă și după aceea ne spun cu ce ne hrănesc. Ori dacă ar fi fost cinstiți, ar fi venit cu manualele să le supună dezbaterii publice. Să spunem, astea sunt lucrurile pe care vrem noi să le ducem în școală și să le prezentăm copiilor. Dar lucrează cu foarte multă abilitate, le țin în sertare și le vor servi copiilor noștri după ce legea te obligă. Al treilea lucru. Au ieșit totuși la suprafață. Din scrierile lor, din publicații, din dezbateri, din faptul că unii au mai scăpat câte o filă sau câte o carte și faptul că manualul de educație sexuală, subvenționat și patronat de Organizația Mondială a Sănătății, diviziunea europeană a ei, nu cea nord-americană, și după cum vedeți,
Statele Unite chiar vor să se retragă din Organizația Mondială a Sănătății, din motive pe care le anunță ei și le anunță alții. În aceste manuale apare ideea de a fixa copilul asupra organelor genitale proprii și a celorlalți copii, de la vârsta de 3-4 ani, să-și descopere corpul, să-și descopere organele genitale, apoi să fie învățat să cultive plăcerea atingerii organelor genitale ca să se deprindă cu masturbația timpurie. Domnule Cătălin, sunt psiholog. Am avut consiliere cu copii care au căzut în nefericirea de a practica masturbația de la vârste foarte fragede și au căzut în această obsesie a masturbației, cu mari consecințe psihoemoționale, psihointelectuale și psihosociale, cu consecințe mai apoi în viața maritală. Ori să fixez acești copii și să-i sexualizez în perioada inclusiv pe care tătucul lor o menționează, perioada de latență, înseamnă să îi fixez pe stadiul acesta a sexualității și să devină o obsesie și să pregătească obsedați sexuali care vor avea o singură preocupare: să ajungă să trăiască experiențe sexuale oriunde, cu oricine și în orice împrejurări. Ori ideea acestor neomarxiști este să pregătească din copiii noștri niște mutanți sexuali. Rețineți, vă rog, mutanți sexuali. Pentru că în loc să fie preocupați să învețe matematică și să învețe gramatică, să învețe istorie și să învețe chimie, vor fi preocupați să-și stimuleze organele genitale și să privească organele genitale. Așa că îi pregătesc să devină clienții pornografiei infantile, să devină clienții site-urilor de pornografie, să devină clienții traficului de persoane, să devină clienții consumului de droguri și să devină niște oameni tarați, marcați pe viață. Dar asta este o agendă a acestor neomarxiști. De aceea, acum când li s-a așezat o barieră în cale, vedem această reacție extrem de virulentă, extrem de agresivă pe canalele de televiziune, în media, social media, în mesaje pe care le-au trimis. Imaginați-vă, USR-ul a trimis mesaje la toți parlamentarii din Camera Deputaților să nu voteze amendamentul cu acordul scris a părinților și cu educație sanitară în loc de educație sexuală. Deci este o virulență cu care își urmăresc această agendă de a sexualiza copiii, de a-i face obsedați sexual. Și să-mi fie iertat, când aud pe cineva că toată ziua e preocupat numai de sex, libertăți sexuale, minorități sexuale, drepturi sexuale, experimente, pluralism sexual și mai știu eu tot felul de lucruri, mă întreb dacă nu avem de-a face cu o formă de obsesie. Deci niște oameni care sunt realmente obsedați sexual. Ori ca și tată și bunic, ca și profesor și pastor, vreau să-mi protejez școala și vreau să protejez turma, vreau să-mi protejez familia și cred că fiecare părinte responsabil vrea să-și păzească copiii de așa ceva. Deci rețineți, vă rog, dragi părinți, nu avem de-a face cu o educație pentru puritate, pentru abstinență, pentru curăție, pentru responsabilitate. Și avem de-a face cu o educație care dărâmă toate barierele, introduc lupta de clasă. Tu, ca părinte, devii dușmanul copilului tău. Tu, ca părinte, trebuie să fii abandonat, să ți se ia dreptul. Culmea ironiei, domnule Cătălin, când s-a discutat introducerea orei de religie în școli, acești neomarxiști au insistat și au strigat pe toate canalele: numai cu acordul scris a părinților. Acum, când este vorba de același tipar, părinții sunt retrograzi, părinții sunt obscurantiști, părinții sunt din evul mediu. E interesant cum se schimbă de la o împrejurare la alta și avem de-a face cu acest cameleonism politic, pentru că urmăresc un singur lucru: să pună mâna pe copiii normali și să-i ducă înspre această obsesie sexuală, să-i transforme în mutanți sexuali.
Ori noi ne dorim oameni responsabili, oameni care să aibă capul, mintea, la carte, oameni care să stea să studieze. Pentru că, repet, nu vrem să ajungem la milioane de copii ai României care nu-și iau bacul, milioane de copii ai României care n-au viitor, care iau drumul pribegiei și să ajungă muncitori necalificați pe ogoarele altora. Ci vrem să ne apărăm țara, vrem să ne protejăm copiii, vrem să scoatem din ei oameni.